Temperaturile scăzute din ultimele nopți înregistrate în Buzău i-au făcut pe oamenii străzii să caute adăpost. Astfel, la acest moment, centrul de urgență de zi și de noapte, cu o capacitate de 25 de locuri, adăpostește peste 40 de persoane. Cei mai mulți dintre rezidenți au experiența cazării și se prezintă singuri. Dintre aceștia, o singură persoană este din Iași, un bărbat de peste 50 de ani, care este deja un cunoscut al centrului. Restul provin din diferite localități din județul Buzău. Temperaturile scăzute au influențat și creșterea numărului de beneficiari în centrul nostru. Astăzi în centru sunt 41 de persoane. Sunt persoane care au mai apelat la serviciile noastre și anii trecuți, dar sunt și persoane care au aflat anul acesta de existența centrului și au venit să stea la noi. Încercăm să eficientizăm toată suprafața centrului la maxim. Știm că condițiile nu sunt la fel de confortabile ca cele dintr-un pat, dar o salta pe hol lângă un calorifer cred că este mult mai bine și mult mai curat și mult mai igienic decât statul pe stradă. Oamenii străzii sunt cazați în centru abia după ce sunt consultați medical pentru a se preveni răspândirea unor boli cronice. Conducerea instituției face un apel către toți buzoienii, ca mai ales în nopțile geroase ale iernii, să semnaleze cazurile sociale. Pe această cale chiar fac apel și la cetățenii municipiului Buzău că atunci când cunosc, află de existența unei persoane care suferă de frig pe stradă, să ne contacteze, să apeleze la serviciile poliției locale și cu siguranță o să încercăm și o să facem tot posibilul ca acea persoană să fie adăpostită și îngrijită la noi. În cele mai multe cazuri, oamenii străzii apelează la serviciile centrului de urgență de zi și de noapte doar în nopțile foarte reci pentru ca apoi să revină pe stradă. Cum suntem în prag de sărbători, instituția a pregătit pentru rezidenți un meniu bogat specific acestei perioade.